Mă numesc Vlad Maria, vin din Sălișa de Sus, județul Maramureș, sunt pensionară și am venit să vă gătesc. Îmi place foarte mult viața la țară. În fiecare duminică merg la biserică, cânt în corul bisericii și adevărul e că frumusețea Maramureșului nu se compară cu nimică. Leorda, nu știu dacă dumneavoastră știți, este o plantă care crește la noi în păduri, la umbră. Iubește foarte mult umbra. Eu să le gătesc ciorbă de leordă. Are gustul de usturoi, se mai spune și usturoi de munte. Așa? Și se gătește la noi și ciorbă și scăzută. Exact ca și pe spanac. Acum, pentru preparare, se călește un pic de slănină. Într-o oală se călește slănină, deci nu se face fără slănină leorda. Și se mai pune un cățel doi de usturoi pentru aroma usturoiului. Doar aruncat acolo în slănina aceea topită. Și se pune apă să fiarbă. Eu la biserică nu mă duc decât cum mă vedeți. Deci asta e ținuta de vară. Deci garderobele noastre la o femeie sunt de la 10 cămăși în sus, peste 15, poate și mai multe, au destule fustele, sumne și băticuri fără număr, fără număr. De exemplu ăsta din cap de la mine îi e poate peste 100 de ani. În 2009 m-am pensionat, dar de atunci mi-am și stabilit un program de lucru în fiecare zi. Deci dimineața biserică, în fiecare zi, vara la 7, iarna la 8. Pe urmă, de la biserică, mă duc la cafea. Cafeaua fiind la cofetărie. Cu pensionarele, pot să beau și acasă, dar acolo stăm la o șuietă. O amintire, povestim de nepoți, fiecare scoatem telefoanele, acum toată lumea e modernă, arătăm poze, arătăm filmulețe, ne lăudăm. Apoi în gospodărie. Cina animalelor și a noastră și un serial. Copiii, cu pandemia asta, e mai frică le era. Și zice, eu zic, ne ducem la măicuță. Lasă, nu-ți fie frică că m-am dotat, mi-am pus șervețele, mi-am pus cu dezinfectant, mi-am pus de toate, stai liniștit că nu se întâmplă nimic. Sunt nerăbdătoare să-i văd în realitate pe șef, că e una să-i vezi în televizor și alta să-i vezi în realitate. Acum, dacă jurați, o să spună că e prea multă slănină. Mâine îi ducem în Maramureș la coasă, ca să vadă că, într-adevăr, e necesară. Am un pic emoții, că sunt de la țară, dumnealor, îi vedem mai cu pretenție. Dar, oricum, mă gândesc că dacă eu îl pun pe dumnealui să-mi facă o ciorbă de leordă, nu o știi. Și atunci nu-mi frică.